Bună! După cum bine știți, începând cu vârsta de 6 luni, este indicat să începem diversificarea pentru cei mici și să le oferim cât mai multe variante de mâncare. Iar pentru mine, acest roboțel, roboțelul NutriBaby Plus, mi-a fost de mare ajutor în această perioadă. În primul rând, am apreciat diversitatea funcțiilor acestui aparat. Unitățile robotului sunt detașabile, sunt independente. Acest blender se poate folosi separat de aparatul de gătit și funcționalitatea acestui roboțel este de vis pentru că are 5 funcții de folosire. Gătește laburi, după cum vedeți, se văd laburii pe aparat, am gătit pentru bebe. Blendează, sterilizează, dacă aveți nevoie să sterilizați inclusiv biberoane, decongelează și încălzește biberoane, dacă aveți nevoie. Este foarte util. Hai să vă dau un exemplu. Doresc să gătesc o cină pentru întreaga familie, exclusiv cu acest aparat, cu acest roboțel și anume, iau cărniță, o decongelez, dacă este la congelator, cu acest aparat. Totul se întâmplă în jurul lui. După care o voi pune alături de legume să se gătească la abur, iar în blender pot pune câteva legume deja gătite la abur să facem un piureu pentru cel mic. Nu este nevoie de aragaz, nu este nevoie de cuptor, totul este... sau acest roboțel este baza a tot ce gătesc la cină. Acum că timpul de gătire a fost scurt și am scăpat, următoarea problemă este cum îl convingem pe cel mic să mănânce. Așa că am ales farfurioare de la colorate și au diverse forme, mai mare, mai mică, și tacâmuri potrivite pentru cei mici. Așa cum știm, ele trebuie să fie sigure, să nu se înțepe, să nu se lovească, să nu se rănească cu ele și să fie realizate din materiale de calitate și să nu conțină BPA. De aceea prefer produsele Baby Move pentru că știu că achiziționez calitate pentru cel mic și să nu mai spun că această căniță este preferata lui Ivan. Tot timpul îi dau să bea din ea și preferă să bea din căniță. Aș mai continua cu ceva. Pentru că mie nu-mi place să risipesc mâncarea și noi, în general, tindem să aruncăm mâncarea care rămâne, am descoperit aceste recipiente. Foarte bune și sunt și gradate. Putem să păstrăm la congelator și sunt rezistente. Atât la congelator, cât și la cuptorul cu microunde, ceea ce este foarte bine dacă vrem să mâncăm a doua zi sau peste câteva zile ce am păstrat. Eu nu recomand să îi dăm celui mic, dar noi, adulții, putem să mâncăm și, în plus, putem să luăm chiar mâncărică la pachet dacă mergem undeva cu cel mic și trebuie să îi dăm un scurt timp să mănânce. Eu le folosesc, ies cu mâncărica după mine și mă ajută foarte mult aceste recipiente. Acum, recomandarea mea este să folosiți acest robot care este minunat, NutriBaby Plus. Este, bineînțeles, cel mai potrivit pentru cel mic, dar, așa cum v-am povestit, se poate folosi pentru întreaga familie. Este un produs care până acum m-a ajutat și sunt sigură că mă va ajuta până târziu și îl voi folosi cu încredere pentru că mă mișc foarte rapid când gătesc cu el. Și aceste recipiente de calitate pentru cel mic, așa cum știm, căutăm calitate și eu le recomand cu toată încrederea. Sunt foarte mulțumită de produsele Baby Move și le recomand cu încredere. Vă pup și ne vedem data viitoare pe site, pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Bebe, te iubesc!